Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul de weekend. După cum v-am obișnuit, aceasta o să fie o etalare de tarot pe elemente zodiacale, adică o să mă uit mai întâi la zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, pe urmă la zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, urmează zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și nu în ultimul rând zodiile de apă, Rac, Scorpion și Pești. Spre deosebire de videourile din weekendurile trecute, vă propun să mergem un pic în altă direcție, să ne îndepărtăm de partea asta de divinație, care oricum nu sunt de acord, mai mult către partea de interpretare a energiilor generale, de aceea am ales pentru voi două seturi de cărți oracol, oracolul lunii, care o să ne arate anumite lucruri care se întâmplă în subconștientul vostru, poate unele lucruri pe care încă nu le conștientizați, de care nici măcar nu vă dați seama că se întâmplă în interiorul vostru. Tarotul afirmator, setul pe care l-am folosit și până acum, din care o să preluăm afirmația magică care ne poate ajuta și ne poate ghida în acest weekend și, nu în ultimul rând, acest set de cărți oracol, The Universe Has Your Back, oracolul universului, cu mesaje de la univers care să ne ajute și să ne încurajeze în acest weekend. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat deja la canal. Toate like-urile, share-urile, comentariile voastre mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră. Vă invit să mă urmăriți zilnic și pe Facebook sau Instagram, unde postez în fiecare zi. Și acum hai să începem să alegem cărțile. Mai întâi o să alegem cărțile din setul de oracol al lunii. Să vedem ce lucruri se întâmplă în subconștientul vostru, lucruri pe care poate nici măcar nu vă dați seama că se petrec în interiorul vostru sau în exteriorul vostru. Mesaje care să ne ajute pentru weekendul 21-22 noiembrie, un weekend foarte important în care soarele va părăsi zodia Scorpionului și se mută în Săgetător. Hai să vedem mesaje pentru zodiile de foc, pământ, aer și apă. Hai să vedem acum mesaje de la tarotul cu afirmații, ghidare intuitivă pentru weekendul 21-22 noiembrie pentru toate zodiile. Să vedem mesaje pentru zodiile de foc, de pământ, de aer și de apă. Și nu în ultimul rând, mesaje de la univers pentru weekendul 21-22 noiembrie, mesaje de încurajare. Cum pot toate zodiile să știe că universul îi susține, pentru zodiile de foc, de pământ, de aer și de apă. Bun, hai să începem cu zodiile de foc, berbeci, lei, săgetători. Puteți să vă puneți acum o întrebare, dacă aveți o întrebare generală în minte, să interpretăm cărțile astea, să vedem ce răspuns poate să vă dea oracolul lunii, tarotul afirmator și oracolul universului. Hai să vedem pentru zodiile de foc, pentru berbeci, lei, săgetători, mesajul de la lună. Luna în faza diseminantă. Trebuie să faceți o pauză, să vă acordați un timp de respiro. Am trecut de explozia energetică care are loc cu faza de lună plină și acum luna este în scădere. Poate și voi vă simțiți mai lipsiți de energie și nu vă dați seama de ce, pentru că nu ați schimbat nimic în viața voastră. Luna diseminantă ne arată că se întâmplă ceva, fie în subconștientul vostru, fie în alte nivele ale conștiinței la care voi nu aveți acces, care acum vă cere să vă păstrați energiile și să vă îndreptați către interior. Dacă un proiect sau o relație, o activitate de-a voastră nu s-a finalizat așa cum vă așteptați,
Acum e momentul să faceți o pauză, să analizați situația obiectiv și să trageți niște concluzii, niște învățăminte din toată această experiență. Nu vă panicați, o să mai fie și alte șanse. Viața este pe un ciclu, așa cum și luna are ciclurile ei și odată la 28 de zile revine din nou în aceeași fază, la fel și viața noastră este formată din cicluri în cicluri în cicluri. Ca cercuri în cercuri în cercuri, cum este și acest cerc pe care fac eu etalările de tarot. Hai să vedem mesajul de la tarotul de afirmare. Da, exact ce vă spuneam, moartea. Nu vă panicați, nu e vorba despre o moarte fizică, este vorba despre o moarte metaforică, de o tranziție, de finalizarea unui ciclu sau a unei etape și trecerea la etapa următoare. Vă așteaptă aici o transformare, nu va fi ușoară, pentru că nicio transformare nu este ușor de înghițit, de acceptat, cu atât mai puțin pentru un nativ din zodiile de foc, care este obișnuit tot timpul să aibă inițiativă și să își conducă viața în direcția pe care și-o dorește. E acum viața, soarta, vine și vă impune o schimbare pe care voi s-ar putea să nu vă doriți neapărat, dar este o schimbare pentru binele vostru. Și dacă nu acceptați această schimbare acum cu moartea, această transformare organică, așa cum omida se transformă în fluture, va veni peste voi în etapa următoare turnul care vă va impune o schimbare radicală. Afirmația acestei cărți, mesajul care vă poate ajuta să treceți mai ușor prin această schimbare, prin această tranziție, este: fac tranziția către următoarea etapă a vieții mele cu ușurință, încredere că totul va fi ok și respect pentru omis, da? În acest weekend veți învăța exact cât de grea este o transformare, dar cât de bine este la finalul acestui proces. Și de aceea luna aici vă cere să vă luați timp pentru voi înșivă, pentru că voi treceți printr-un proces de transformare. E posibil să fie o transformare interioară. Poate vă recalibrați setul de valori, de principii pe care vă ghidați viața. Poate să fie o transformare exterioară. Sunteți obligați să schimbați locul de muncă sau poziția pe care o ocupați la locul de muncă. Poate să fie o schimbare într-o relație. Sunteți obligați să finalizați relația sau să treceți cu relația la etapa următoare, da? Vi se dă un ultimatum, vi se impune o schimbare. În orice caz, trebuie să recalibrați ceva în mintea voastră, în sufletul vostru, însă cu siguranță la finalul acestei tranziții veți fi niște persoane mai bune, mai împlinite. Și hai să vedem mesajul de la oracolul Universului. Universul vă spune să aveți încredere în direcția pe care sunteți ghidați, pentru că această libelulă vă ghidează în direcția corectă. În acest weekend s-ar putea să vedeți semne de la fluturi, la libelule, dar mai puțin probabil în această perioadă anului, dar cu siguranță dacă vedeți un fluture sau o libelulă, să știți că este un mesaj divin, că sunteți pe direcția corectă. Cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să acceptați această schimbare, să vă asumați și să aveți încredere că este pentru binele vostru. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Sper că am reușit să vă răspund la întrebare. Sper că vă place acest nou format de etalare. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii viitoare. Până atunci, vă doresc mult succes! Și acum hai să trecem la zodiile de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Puteți să vă puneți acum o întrebare, dacă vă macină o întrebare. Sper să vă pot răspunde prin această interpretare. Dacă nu se aplică pentru voi, îmi pare rău, puteți să încercați unul dintre celelalte videouri de pe canalul meu. Poate să găsiți mesajul care rezonează cu energia voastră. Hai să vedem pentru zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, mesajul de la cărțile Oracol de Luna. Luna nouă în Taur. Prosperitatea este foarte aproape de voi. Wow, o energie superbă pentru zodiile de pământ. Această carte ne indică că voi încă nu știți, dar vă așteaptă foarte multă stabilitate financiară. Vă așteaptă o răsplată monetară mai mare decât vă puteți imagina. În curând o să puteți să vă permiteți orice vă doriți, banii nu o să mai fie o problemă pentru voi, pentru că lucrurile la care lucrați acum, proiectele pe care le inițiați,
parteneriatele în care intrați acum, jobul pe care îl începeți acum, responsabilitățile în plus pe care vi le asumați acum, toate acestea vă duc într-o direcție superbă pentru voi. Da, va fi mult de lucru, dar luna nouă în Taur ne arată că sunteți dispuși să depuneți efortul și că puteți să duceți lucrurile la bun sfârșit. S-ar putea ca această prosperitate să vină pe o cale neobișnuită, la care nu vă așteptați. Pentru că momentan în Taur avem planeta Uranus care transitează această zodie. De aceea mă gândesc că s-ar putea să fie lucruri neașteptate, care să vă aducă mai multă prosperitate, mai multă stabilitate, abundență, câștiguri financiare substanțiale. Hai să vedem de la tarotul afirmator un mesaj care să vă ajute să obțineți această abundență. Nouăle de bâte. Da. Aveți mare grijă să nu vă împiedicați la mal. Sunteți pe ultima 100 de metri, abundența asta e foarte aproape de voi, dar acum lucrurile devin cu adevărat complicate. Nu renunțați. Mesajul este foarte clar. Nu renunțați. Sunteți foarte aproape de linia de final. Sunteți foarte aproape de a obține tot ceea ce vă doriți din punct de vedere material, financiar. Mai un pic. Mai un pic și sunteți acolo. Nu vă lăsați acum, nu vă dați bătuți. Știi cum se spune că e cel mai întuneric chiar înainte de răsărite. Acum e momentul să aveți încredere că răsăritul e aproape, finalul e aproape, mai un pic, mai un pic. Afirmația acestei cărți care vă poate ajuta, vă poate motiva să duceți treaba la bun sfârșit este: situația e sub control, știu că pot să fac asta, iar la final pot să mă plâng cât vreau. O afirmație foarte amuzantă, da? Uitați-vă la imaginea de ansamblu. Cum e momentul să trageți tare, să depuneți tot efortul pe care îl mai puteți depune în direcția asta, pentru că puteți. Chiar dacă o să vi se pară greu, nu e imposibil. Pentru voi nimic nu e imposibil acum. Aveți tot potențialul ăsta aici în spate, trebuie doar să mai faceți un pas. Faceți acel pas final ca să primiți și răsplata. Și hai să vedem încurajarea de la Univers. Sunt una cu energia iubitoare și protectoare a Universului. Da, Universul e de partea voastră, vă susține, vă încurajează, vă spune că puteți să faceți asta. Trebuie doar să aveți încredere. Nu o să vină nicio forță divină să vă salveze. Voi o să vă salvați singuri, pentru că aveți în voi această flacără divină. Sunteți una cu Universul. Sunteți mai puternici decât vă dați seama. Și finalul este mai aproape decât vă dați seama. Hai, știu că puteți, știu că puteți, dragii mei Tauri, Fecioare și Capricorni, mai un pic. Pe urmă ne putem bucura împreună de toate aceste binecuvântări care vin către voi acum. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Sper că am reușit să vă răspund la întrebare. Sper că am reușit să vă dau și o veste bună. Din punctul meu de vedere este foarte bună. Ne vedem duminică cu etalarea pentru săptămâna următoare. Până atunci vă doresc să aveți un weekend minunat. Bun, hai să vedem pentru zodiile de aer, pentru Gemeni, Balanțe, Vărsători. Dacă aveți acum o întrebare, puteți să vă gândiți la ea. Sper să reușesc să vă interpretez etalarea cât mai precis pentru voi. Hai să vedem pentru zodiile de aer mesajul pentru acest weekend de la Oracolul Lunii. Mesaje din subconștient sau mesaje legate de lucruri pe care încă nu le știți. Wow, eclipsa de lună nouă. Eclipsa de lună nouă sau eclipsa solară va aduce niște schimbări foarte puternice spre bine în viața voastră. Dacă întrebarea voastră era cu răspuns da și nu, răspunsul este clar da. Da, 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 cu trei semne de exclamare, da. Dacă întrebarea voastră era legată de o durată sau o perioadă de timp, următoarea eclipsă de lună va fi pe 14 decembrie. Deci, răspunsul s-ar putea să fie legat de mijlocul lunii decembrie pentru voi. Faza de lună nouă este oricum foarte încărcată energetic. Este momentul în care inițiem lucruri noi, ne propunem lucruri noi, pentru că urmează ca luna să fie în creștere și odată cu creșterea energiei lunare, poate să crească mai ușor și proiectele noastre. Da? De aceea se spune că e bine să te tunzi în faza de lună nouă sau atunci când luna este în creștere, dacă vrei să-ți crească părul mai repede, la fel, să-ți tai unghiile
în faza de lună nouă dacă vrei să-ți crească mai repede. Dar atunci când luna nouă este acompaniată de o eclipsă solară, energia este amplificată de 100 de ori. Așa că orice inițiați acum, orice proiect nou, relație nouă, afacere nouă, hobby nou, orice începeți acum, are șanse foarte mari de succes, mai mult decât vă puteți imagina. Fiți de asemenea foarte atenți la mesajele pe care Universul vi le trimite, pentru că s-ar putea ca această eclipsă, această carte, să vină cu o energie de corecție de traseu. S-ar putea ca acum Universul să vă trimită mesaje cu ce nu faceți bine, cu ce trebuie să corectați, să modificați, să schimbați în viața voastră, astfel încât să obțineți acest succes inimaginabil care este cuprins în simbolismul acestei cărți. Wow, o carte superbă pentru zodiile de aer. Cea mai bună carte din acest oracol. Hai să vedem de la tarotul afirmator. Da. Șasele de monede. Aveți susținere. Cineva vă susține, vă ajută, vă ghidează. Aveți un ajutor financiar de la cineva. Combinație foarte frumoasă acestor două cărți. Șasele de monede indică de asemenea că voi puteți să-i ajutați pe alții. Și dacă sunteți în măsură să-i ajutați pe cei din jurul vostru, ar fi bine să faceți aceste acte de caritate sau să vă rupeți din timpul vostru ca să ajutați oamenii din jurul vostru. Dacă puteți să dați un ajutor material, ar fi ideal, ar fi superb. Dacă nu aveți fizic fonduri, bani pe care puteți să-i dați persoanelor nevoiașe, atunci încercați măcar să ajutați cu timpul vostru, cu atenția voastră, cu un sfat, cu un ajutor, pentru că aceste fapte bune pe care le faceți acum se adună în bagajul vostru karmic, se adună pozitiv și vor fi catalistul acestei răsplate imense care vă așteaptă în viitorul apropiat. De asemenea, monedele în combinație cu această carte mi-arată că s-ar putea ca această răsplată a voastră să fie una financiară. Afirmația acestei cărți, mesajul care vă poate ajuta și vă poate ghida în direcția corectă pentru voi, este următorul. Sunt recunoscător sau recunoscătoare pentru abundența din viața mea și o ofer cu generozitate din belșugul meu. Pentru că acest animăluț, atunci când oferă din monedele sale, el nu pierde nimic. El doar își face mai mult loc în coșuleț ca să primească mai multe și mai multe și mai multe monede de la univers. La fel trebuie să fiți și voi acum. Să fiți darnici cu cei din jurul vostru. Pentru că tot ce faceți este să vă creați mai mult loc în viața voastră pentru abundență. Pentru răsplata care vă așteaptă. Foarte frumos. Hai să vedem mesajul de la univers. Atunci când mă aliniez cu energia de dragoste, direcția mea de viață este foarte clară. Atunci când mă realiniez cu dragostea, direcția pe care trebuie să o iau este foarte clară. Da? Atunci când faceți fapte bune, când sunteți generoși, când lăsați ego-ul deoparte, universul vă arată pe ce cale trebuie să o luați ca să vă primiți răsplata. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de aer. Sper că am reușit să vă răspund la întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această etalare pentru voi. Ne vedem duminică cu etalarea pentru săptămâna următoare. Și acum hai să trecem mai departe. Pentru zodiile de apă, pentru raci, scorpion și pești, mesajul pentru acest weekend. Dacă aveți o întrebare, puteți să vă gândiți acum la ea. Sper să reușesc să vă răspund la întrebare. Hai să vedem care este mesajul de la oracolul lunii. Lucruri din subconștient sau lucruri pe care încă nu le conștientizați, încă nu le-ați aflat. Nodul sud al lunii, Ketu, nu lăsa trecutul să te domine, nu lăsa trecutul să te țină înapoi. Nodul sud al lunii este un punct calculat matematic în traiectoria lunii unde ar intersecta ecliptica Pământului și este un punct care în astrologie ne arată acele locuri unde riscăm să devenim obsesiv-compulsivi, ne arată lucrurile la care trebuie să renunțăm în această viață, astfel încât să putem evolua spiritual.
Dacă e vorba de o relație, dacă întrebarea voastră era legată de o relație, e o relație toxică la care trebuie să renunțați. Fie că e vorba de o relație personală sau de afaceri, e ceva toxic, aici ceva nu e ok, răspunsul este nu. Aici sunt anumite lucruri care vin cu voi din vieți trecute, din moși strămoși, sunt niște lucruri la care nu reușiți să renunțați, dar nici nu vă ajută în niciun fel. Și dacă reușiți să lăsați aceste lucruri în urma voastră, că e vorba de persoane, de obiceiuri, de impulsuri destructive, de moduri de gândire, de tradiții care nu vă ajută în niciun fel, în momentul în care reușiți să eliminați aceste lucruri din viața voastră, o să înregistrați un salt extraordinar în evoluția voastră. Dar e greu să renunți la aceste pattern-uri, pentru că sunt lucruri pe care le-ați trăit și retrăit de-a lungul a sute de încarnări și reîncarnări, de-a lungul a sute de generații le-ați tot trăit aceste evenimente repetitive. Dacă continuați să intrați în aceleași relații, în aceleași jocuri, în același mod de gândire și de a acționa, nu o să aveți niciodată un rezultat diferit. Aici e ceva la care trebuie să renunțați, pentru că vă limitează și nu e bine pentru voi. Hai să vedem mesajul de la tarotul de afirmare. 5 de monede, da? Exact ce vă spuneam. Vă simțiți săraci, sărăcăcioși? S-ar putea să fie o sărăcie fizică, să nu aveți suficienți bani. S-ar putea să fie o sărăcie emoțională. Vă simțiți singuri, abandonați. Poate să fie o sărăcie creativă, sunteți nemulțumiți de ce trebuie să faceți zi de zi la locul de muncă. Aici e o nemulțumire, un sentiment de abandon, de lipsă, care vine tocmai din aceste pattern-uri toxice ale nodului sud, ale lui Ketu. Și în momentul în care o să renunțați la aceste lucruri toxice, o să vedeți că și 5-ul ăsta de monede o să se transforme în 6-le de monede. Nu o să vă mai simțiți singuri, o să vedeți că sunteți ajutați, sunteți abundenți, că aveți și voi de unde să dați mai departe. Dar schimbarea trebuie să vină de la voi. Atâta timp cât repetați aceleași acțiuni, o să repetați și aceleași rezultate. Dacă vreți rezultate diferite, trebuie să faceți lucruri diferite. Mesajul care vă poate ajuta să evoluați din situația aceasta mai departe, afirmația care vă poate ajuta în acest weekend, este următoarea. Comoara mea e compusă din amintirile, aventurile și dragostea din viața mea. Sunt bogat spiritual. Folosiți-vă de această bogăție spirituală ca să vă dea forța necesară să treceți mai departe, să faceți și schimbarea fizică în viața voastră. Hai să vedem mesajul de la Univers. Speranța face minuni. Speranța materializată în acțiuni, în renunțarea la acest nod sud, în renunțarea la aceste impulsuri toxice, va face minuni în viața voastră. Chiar dacă acum lucrurile sunt nasoale, e în mâinile voastre să faceți o schimbare. E în puterea voastră să vă schimbați radical realitatea. Per total, un mesaj bun pentru zodiile de apă. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Sper să vă placă această nouă metodă pe care vă propun pentru etalările de weekend. Uitați să-mi dați un like, share, subscribe. Ne vedem în fiecare zi pe Facebook și Instagram, duminică pe YouTube cu etalarea pentru săptămâna următoare. Până atunci vă doresc un weekend minunat. Pa, pa!